Bună ziua, sunt Diana de la Tago și astăzi vă prezentăm noul model 4G 3 megapixel. Am primit chiar astăzi și vă dorim să facem cu dumneavoastră un unboxing și să facem și o configurare a camerei, să urmăm toți pașii împreună. Prima dată să vedem ce o să primiți în cutie. Aici aveți pașii. Noi am creat niște pași pentru dumneavoastră pentru a vă fi mai ușor. Inclusiv aici aveți și numărul de telefon pe care ne puteți contacta. Recomandat ar fi pe WhatsApp. Ne scrieți și noi vă ajutăm cu mare drag. Aveți aici panoul de 9W cu mufă tip C. Un manual de utilizare în limba română. Kitul de montaj și camera 4G. Să reținem faptul că aceste camere 4G funcționează doar cu cartelă SIM, ele nu pot fi configurate Wi-Fi. În momentul în care alegem un operator, va trebui să ne asigurăm codul PIN trebuie să fie dezactivat. Da? Atenție la Orange Telecom, ele au PIN. Ok, intrăm din setările telefonului și facem aceste configurări. Ne asigurăm, da, repet, cartela să nu aibă cod PIN și să fie încărcată cu opțiune de internet, nu cu credit. Da? Ok, următorul pas este să îndepărtăm acest silicon, unde vom găsi butonul on-off și portul de alimentare. În momentul în care vom deschide camera, ea va avea un LED roșu. Okay. Pregătim cartela. Noi astăzi vom folosi o cartelă de la Orange. Nu vom pune și cardul de memorie. Îndepărtăm acest silicon. Eu o să mă folosesc de o pensetă. Îmi va fi mai ușor după să introduc cartela. Da? Aici este portul pentru cardul de memorie, portul pentru cartela SIM și butonul de reset. Haideți să vedem cum o să facem să puteți să... Ok, luăm cartela. Tot timpul să fie cu partea decupată în jos. Da? Și cu chipul în partea de jos. Așa, da? În momentul în care noi vom introduce cartela corect, ea va face un click. Imediat o să-l auziți. Asta înseamnă că cartela a fost introdusă corect. Ok. Și următorul pas este să îi dăm un reset, da? Obiectivul nostru este ca acest LED să fie galben-verde, da? Ok. Vom ține apăsat acest buton. Și așteptăm să-și facă resetare. Dacă nu obținem LED-ul verde din prima, repetăm acest pas de resetare de 2-3 ori. În momentul în care îi facem resetarea camerei, o lăsăm să se miște stânga-dreapta, sus-jos și o lăsăm câteva secunde. În momentul de față, noi avem un LED verde, nu știu cât de bine o să se observe pe filmare. Configurarea este una cu succes, a citit cartela. Următorul pas este să intrăm în aplicație. V380 Pro este aplicația. Vom da pe plus și vom scana codul QR. Codul QR se găsește aici. Ok. Și după cum puteți observa, această bulinuță, ca în acești pași, este albastră, deci dispozitivul este online. Am omis să vă spun, da? Aici găsiți codul QR pentru aplicație, pentru a descărca aplicația din magazin Play, Google Play, App Store. Ok, dăm să adauge camera.
Să vedem dacă reușim. Ok, a fost adăugată, îi dăm skip că nu-i punem o denumire anume și următorul pas și ultimul este să îi punem o parolă camerei pentru a avea o confidențialitate mai ridicată, să nu pot, nu știu, eu sau altcineva să acceseze filmările dumneavoastră. O să pun parola cu... Vedeți că aici, în momentul în care creați o parolă, trebuie să îndepliniți niște pași, da? Literă mare, literă mică, număr și caracter special. O să pun tago cu t mare, 1, 2, 3. Tago cu t mare, 1, 2, 3. I-am dat confirm și imediat vom avea acces și la cameră. O să o îndrept un pic spre mine. Oh, ok. Acum o vedeți. O să vedeți și lumina de la dispozitivul de filmare. O putem mișca stânga-dreapta. Și aici o să vă arăt, nu știu dacă puteți observa, dacă vedeți acest omușor în acest cadru pătrat. Este detecția umană și urmărirea automată, da? Atât timp cât este activat, da? Și setați ce porțiune doriți să fie urmărită, ea mă va urmări. Da? După cum vedeți, ea mă urmărește, da? Mai multe setări, în afară de cele pe care le găsiți în momentul în care accesați camera, în partea de jos, la more, ieșiți de pe cameră, apăsați 3 buline și dați la settings. Da? În mare parte, pașii de configurare nu sunt dificili. Atâta timp cât obțineți acest LED verde, nu ar trebui să fie nicio problemă la accesarea camerei. Vă mulțumesc pentru atenție și vă așteptăm cu foarte multe comenzi. Și să nu uitați că ne găsiți la numărul de telefon 0731 133 279. Zi frumoasă să aveți!